Catedralei Romano-Catolice Sfânta Maria Regină din Iași și iubiți credincioși care sunteți în comuniune directă cu noi prin mijloacele de informare și anume televiziunea, radioul și internetul. Astăzi, Biserica Romano-Catolică celebrează a șaptea duminică a Sfintelor Paști, ultima înainte de Marea Sărbătoare a Rusaliilor. Astăzi este Ziua Mondială a Comunicațiilor Sociale, a 54-a. Și tot astăzi este Ziua Presei la nivel local, în dieceza noastră. Alături de intențiile pe care sunt sigur fiecare le avem la această Sfântă Liturghie, vă îndemn să adăugăm o intenție și pentru toți aceia care lucrează la răspândirea Cuvântului lui Dumnezeu prin mijloacele de comunicare. Și de asemenea și celor care ascultă acest Cuvânt al lui Dumnezeu prin aceste mijloacele, prin aceste mijloace de comunicare. Ne adunăm acum gândurile
îi cerem iertare lui Dumnezeu pentru tot ce am greșit, ca să participăm cu demnitate și cu mult folos sufletesc la celebrarea jertfei Sfintei Liturghii. Mărturisesc lui Dumnezeu atotputernicul și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, cu fapta și omisiunea, din vina mea, din vina mea, din prea mare vina mea. De aceea o rog pe Sfânta Maria, urmărea Ficioară, pe toți sângerii și sfinții, și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine, la Domnul Dumnezeu nostru. Să aibă milă de noi atotputernicul Dumnezeu și iertându-ne păcatele, să ne ducă la viața cea veșnică. Amin. Tu care șezi de-a dreapta Tatălui,
miluiește-ne pe noi. Glorio, gloria in excelsis Deo, glorio, gloria in excelsis Deo, glorio, gloria in excelsis Deo, glorio, gloria in excelsis Deo. Fiindcă tu singur ești sfânt, tu singur Domn, tu singur preanalt, Iisuse Hristoase, împreună cu Duhul Sfânt, într-o mărirea lui Dumnezeu Tatăl. Amin. Gloria, gloria, in excelsis Deo, gloria, gloria, in excelsis Deo, gloria, gloria, in excelsis Deo, gloria, gloria, in excelsis Deo. Să ne rugăm. Ascultă cu bună voință, Doamne, rugăciunile noastre. Noi credem că Mântuitorul neamului omenesc se află împreună cu Tine în glorie. Dă-ne harul să simțim că El rămâne cu noi până la sfârșitul viacurilor, după cum ne-a promis. El care, fiind Dumnezeu împreună cu Tine, viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Amin. Lectura întâi. Citire din Faptele Apostolilor. După ce Iisus a înălțat la cer, apostolii s-au întors la Ierusalim, de la muntele numit al Măslinilor, care se află aproape de Ierusalim, cât un drum în zi de sâmbătă. Când au intrat, au urcat în încăperea de sus, unde obișnuiau să se adune. Erau Petru și Ioan, Iacob și Andrei, Filip și Toma, Bartolomeu și Matei, Iacob, fiul lui Alfeu, și Simon Zelotul, și Iuda al lui Iacob. Toți aceștia, într-un cuget, stăruiau în rugăciune împreună cu femeile și cu Maria, mama lui Iisus, și cu frații lui. Cuvântul Domnului. Mulțumim lui Dumnezeu! Este lumina și mântuirea mea, de cine mă voi teme? Domnul este apărătorul vieții mele, de cine mă voi înfricoșa? Cer de la Domnul și pe acesta îl caut, să locuiesc în casa Domnului în toate zilele vieții mele, ca să privesc frumusețea Domnului și să vizitez sanctuarul Său. Cred că voi vedea Doamne, glasul când Te chemă, îndură-Te de mine și răspunde-mi,
din partea ta îmi spune inima, fața mea căutați-o. Cred că voi vedea bunătățile Domnului pe pământul celorlalți. Citire din scrisoarea întâi a Sfântului Apostol Petru. Prea iubiților, întrucât participați la suferințele lui Hristos, bucurați-vă, ca să puteți resălta de bucurie și la revelarea gloriei Lui. Dacă sunteți batjocorâți în numele lui Hristos, fericiți sunteți, pentru că Duhul gloriei și al lui Dumnezeu se odihnește peste voi. Dar nimeni dintre voi să nu sufere ca ucigaș sau hoț sau răufăcător sau ca intrigant. În schimb, dacă suferă ca un creștin, să nu se rușineze, ci să-L glorifice pe Dumnezeu pentru acest nume. Cuvântul Domnului. Sau orfani, spune Domnul, mă duc și voi veni la voi și se va bucura inima voastră. Să fie cu voi. Și cu Duhul tău. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Ioan. Mărire-ți-ne, Doamne! În acel timp, Iisus, ridicându-și ochii spre cer, a zis: Tată, a venit ceasul. Glorifică-L pe Fiul tău, ca Fiul să te glorifice pe tine, pentru ca, precum i-ai dat putere asupra fiecărui om, să dea viață veșnică tuturor acelora pe care i-ai dat Lui. Iar viața veșnică aceasta este: să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Cel pe care L-ai trimis, pe Iisus Hristos. Eu Te-am glorificat pe pământ, împlinind lucrarea pe care mi-ai dat-o să o fac. Și acum, Tată, glorifică-mă la Tine însuți, cu gloria pe care am avut-o la Tine, mai înainte de a fi fost lumea. Am revelat numele Tău oamenilor pe care Tu mi-ai dat din lume. Ai Tăi erau și mi-ai dat, iar ei au ținut cuvântul Tău. Acum au cunoscut că tot ce mi-ai dat este de la Tine, căci cuvintele pe care mi le-ai dat le-am dat lor, iar ei le-au primit și au cunoscut cu adevărat că am ieșit de la Tine și au crezut că Tu m-ai trimis. Eu mă rog pentru ei, nu mă rog pentru lume, ci pentru cei pe care mi-ai dat,
pentru că sunt ai tăi și toate ale tale sunt ale mele și ale tale sunt ale mele și sunt glorificat în ei. Eu nu mai sunt în lume, dar ei sunt în lume, iar eu vin la tine. Cuvântul Domnului. Hristos s-a înălțat. Preasfințit Iosif, dragi confrați preoți, iubiți frați și surori în credință, când noi preoții de la acest amvon vorbim despre diferite chestiuni ale vieții pământești, pe noi, de fapt, nu ne interesează să vă instruim cu privire la această viață sau să vă predăm strategii de dezvoltare profesională sau psihologică, ci noi facem aceste referințe la viața pământească din perspectiva vieții veșnice. Noi corelăm totul cu Dumnezeu, cu Iisus Hristos, cu credința, cu viața de dincolo. Și dumneavoastră, iubiți credincioși, ascultați cuvintele noastre nu pentru ca să vă descurcați cât mai bine în această viață pământească și nici ca să-L aveți pe Iisus Hristos doar pentru această lume. Pentru că dacă ar fi așa, Sfântul Paul s-ar grăbi să ne spună tuturor, așa cum le-a spus corintenilor, și dacă noi ne-am pus speranța noastră în Hristos doar pentru această viață, suntem cei mai vrednici de milă dintre toți oamenii. Însă noi ne-am pus speranța în Hristos încă din această viață pentru cea de dincolo. Evanghelia pe care am ascultat-o astăzi este una grea, trebuie să recunoaștem. Are cuvinte care se repetă, noțiuni greu de înțeles. Este rugăciunea lui Hristos, practic, adresată Tatălui. Și ne întrebăm, așa se roagă Iisus, e atât de misterios, e așa de spiritual, nu e ca noi. Noi ne rugăm altfel, noi cerem cu tare și cu tare lucru. Însă astăzi putem să observăm cum dialoguează două persoane divine între ele, cum îi se adresează Iisus Tatălui. Și vedem ce îl roagă pentru ucenicii săi, ca aceștia să fie fermi. Însă o afirmație a Evangheliei de astăzi ne atrage atenția, cel puțin mie mi-a atras-o, și anume această definiție practic a vieții veșnice. Și viața veșnică aceasta este să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Cel pe care L-ai trimis, Iisus Hristos. Cred că nu există om între noi care să nu se fi întrebat, poate de mai multe ori, în ce constă viața veșnică? Cu ce ne ocupăm dincolo? Ce anume ne fericește pe noi într-un mod atât de perfect, sublim, neasemuit? Și recunoaștem și noi preoții că în acest capitol suntem pe terenul, să spunem, al speculațiilor, adică încercăm presupuneri, ipoteze, imaginații. Pe Iisus Hristos, recunoaștem, ni l-am fi dorit mai concret, mai descriptiv. Viața veșnică înseamnă să te cunoască pe tine și pe mine. Atât. Poate și-a dorit fiecare dintre noi, măcar pentru o secundă, să fie transpus cu toate simțirile lui în lumea de dincolo. Așa ca într-un extaz, așa cum au fost misticii. Și atunci ar fi fost clar pentru toți. Știam despre ce este vorba.
Însă avem mistice în biserica noastră. Ne gândim la Toma de Aquino, Ecaterina, Brigita Suediei, Teresa de Avila. Aceasta din urmă a avut extaz, a avut viziuni, însă ea a recunoscut de atâtea ori că limbajul omenesc este incapabil să redea ceea ce a trăit ea în acele viziuni. Însă atunci când Iisus Hristos vorbește despre viața veșnică spunând că e cunoaștere, gândiți-vă că noi, adunați aici și cei care ne ascultă, împlinim această condiție. Viața veșnică înseamnă să te cunoască pe tine și pe mine. Noi aici îl cunoaștem și pe Tatăl și pe Fiul. Înseamnă că pentru noi viața veșnică începe încă de aici, de pe acest pământ. Este o cunoaștere, e adevărat, imperfectă, cu multe neclarități, poate cu confuzii, cu umbre, dar noi toți aici admitem că îl cunoaștem pe Dumnezeu Tatăl și pe Iisus. Și această cunoaștere, vedeți, nu este una care se termină într-o sfântă liturghie. Ea este progresivă și interminabilă. Continuă anul ăsta, săptămâna aceasta, îl cunosc mai mult pe Dumnezeu decât anul trecut și sper să tot înaintez, să mă tot adâncesc în cunoașterea divină. Și recunosc, cu cât îl cunosc, cu atât viața veșnică germinează în mine și crește tot mai mult. A cunoaște pentru Iisus Hristos astăzi nu este efectul unui studiu detaliat. Nu înseamnă a fi informat despre Dumnezeu. Noi când spunem că îl cunoaștem pe Dumnezeu, noi spunem cumva ne cunoaștem cu El. Adică suntem în relație cu El. A cunoaște înseamnă a fi în relație. Mulți oameni știu multe despre Dumnezeu din Scriptură, însă nu au treabă cu Dumnezeu. Nu sunt în relație. Imaginați-vă că vine un om și vorbește despre un copil, descriindu-i starea sănătății, patologia, abilitățile fizice și intelectuale, predispozițiile lui pentru anumite performanțe și acel om ajunge în fața mamei copilului și îi spune: eu îl cunosc pe acest copil mai bine decât dumneavoastră. Și mama îi spune: nu ai cum să-l cunoști. De ce? Pentru că eu ca mamă sunt în cea mai profundă relație cu el. Vedeți ce înseamnă cunoașterea? Nu activitate intelectuală, nu muncă rațională, ci a fi în relație. Și noi suntem în relație cu Dumnezeu. Și iarăși mă întorc și pun întrebarea: cât îl cunoaștem noi pe Dumnezeu? Ne uităm în societate, ne uităm la oamenii care intră în magazine și ies, se plimbă pe stradă și poate despre un vecin sau un cunoscut spunem: acest om are o viață profesională foarte intensă. Îl văd dimineața, pleacă la serviciu, vine seara, nici măcar în weekend nu își dă tihnă. Sau cu tare om are o viață artistică foarte pregnantă. Un altul are o viață economică, este mercantil, gândește în termenii ăștia comerciali și este preocupat mereu să câștige, să facă profit. Altul poate să aibă o viață sportivă. Dar uitându-ne la un om, putem să ne punem astăzi întrebarea: câtă viață veșnică are acesta în el? Eu am numai viață biologică, corporală, sau în mine crește, fermentează și viața veșnică, pe care eu o arăt că o am, venind la Sfânta Liturghie, rugându-mă, manifestând interese spirituale, acordându-mi timp pentru o meditație, pentru o reflexie asupra marilor întrebări. Atunci am viață veșnică în mine și viața veșnică începe încă de aici. O cultivăm sau o lăsăm așa, ignorând-o? Și aș vrea să mă mai leg de o propoziție tot din această Evanghelie.
Iisus Hristos spune: căci cuvintele pe care mi le-ai dat, le-am dat lor, iar ei le-au primit. Au fost mai întâi cuvintele lui Iisus Hristos orale, transmise pe cale orală la prima generație de creștini. Aceste cuvinte au fost consemnate, transcrise, transmise și tot așa din generație în generație, până au ajuns la noi. Astăzi este Ziua Mondială a Comunicațiilor Sociale și Sfântul Părinte Papa Francisc în mesajul său vorbește accentuând tema povestirii. El spune că omul este o ființă povestitoare. Dumnezeu însuși este povestitor. El, în creație, în oamenii pe care îi vedem în natură, povestește ceva despre identitatea sa dumnezeiască. Mai mult, în fiecare om pe care îl vedem, Dumnezeu se povestește pe sine, pentru că în fiecare găsim ceva din taina dumnezeiască. Și noi avem nevoie, oamenii, de asemenea povestiri. Sfânta Scriptură este ca o colecție de istorisiri, de povestiri, acolo unde îl întâlnim pe Dumnezeu împletit cu istoria umană. Dumnezeu își țese povestea cu noi, oamenii. Dacă e să oglindesc această reflecție a mea în cadrul acestei zile mondiale, apoi noi preoții aici nu facem altceva decât să vă transmitem dumneavoastră cu profesionalism, mai mult sau mai puțin, povestiri nemuritoare care să alimenteze în dumneavoastră viață nemuritoare. Avem nevoie cu toții de povestirile biblice, de incursiunile lui Dumnezeu pe pământul nostru, de ceea ce El a făcut cu noi, oamenii. Și de aceea comunicațiile sociale pot să fie văzute și în această cheie, povestiri nemuritoare care edifică, înalță și transpun într-o altă lume pe fiecare, în lumea lui Dumnezeu. Vedeți, iubiți credincioși, comunicațiile sociale, această zi sau ziua presei la nivel diecezan, ne vizează pe noi toți. A fost această perioadă a pandemiei și atât de mulți oameni au putut să spună: am fost în direct cu dumneavoastră la catedrală, am ascultat liturghiile, v-am urmărit și atât de emoționant a fost să vedem lumânările arzânde peste tot în bănci. Ne reprezentau pe noi. Cum să fi văzut dacă nu era display-ul, dacă nu era Facebook-ul, dacă nu era internetul, televizorul? Cum să fi realizat noi comunicarea dacă ne-ar fi lipsit mijloacele? De aceea toate sunt bune, aceste comunicări, dacă ele se fac pentru noi transmițătoare ale adevărului lui Hristos. Iisus Hristos vrea să fie mediatizat. Dumnezeul pe care noi îl predicăm, îl mediatizăm atunci când predica noastră este transmisă prin radio, prin posturile de televiziune, prin internet, prin orice. Vedeți că noi trebuie să contracarăm acelor comunicatori malefici care sunt avataruri ale diavolului, ale celui rău, care ce împrăștie? Minciuna, manipularea, dezinformarea, care distorsionează adevărul și într-un ambalaj, să spunem, adevărat, acolo coace minciună și se transmite minciuna. Noi nu avem voie să stăm degeaba și de aceea îl ascultăm pe Paul și îl parafrazăm astăzi: vai mie dacă nu vestesc Evanghelia prin toate mijloacele de comunicare. Iisus Hristos vrea să fie auzit și de aceea noi preoții și fiecare implicat în această activitate mediatică se face pe sine un canal de comunicare a lui Dumnezeu către oameni. Vedeți, Scriptura este frumoasă, frumusețea verbală a textelor biblice și apoi cântecele noastre se pot transmite prin imagine, prin sunet, prin competență profesională.
Și slavă Domnului că avem astăzi aceste mijloace. Ele sunt oferite de Dumnezeu. De aceea ne rugăm pentru toți cei implicați în mass media, pentru toți cei care se fac beneficiarii acestor mijloace, ca întotdeauna mesajul lui Iisus Hristos să ajungă într-un mod adecvat, într-un mod adecvat timpului nostru, într-un mod credibil și convingător, pentru ca atunci când dumneavoastră îl primiți, să simțiți că pulsează în sufletul dumneavoastră nu doar viață corporală, fizică, biologică, ci crește și se amplifică tot mai mult viața veșnică, pe care începem aici și se termină sau nu se mai termină niciodată în cea de după moarte, în comuniunea fericită cu Dumnezeu și Sfinții Săi. Amin. Luminați de cuvântul lui Dumnezeu pe care l-am ascultat astăzi în Sfânta Scriptură și comentat de Părintele Cristi, să ne mărturisim acum credința spunând: cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul, Creatorul Cerului și al Pământului, al tuturor văzutelor și nevăzutelor. Cred într-unul Domn, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți veșii, Dumnezeu din Dumnezeu, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, iar nu creat, de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din cer, s-a întrupat de la Duhul Sfânt, din Maria Ficioara, și s-a făcut om. S-a răstignit pentru noi sub Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat, a înviat a treia zi după Scripturi, și s-a suit la ceruri, și a de la dreapta Tatălui, și iarăși va veni cu mărire să-i judece pe cei vii și pe cei morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Cred în Duhul Sfânt, Domnul și de viață Dădătorul, care de la Tatăl și de la Fiul purcede, care împreună cu Tatăl și cu Fiul este adorat și preamărit și a grăit prin proroci. Cred într-una sfântă, catolică și apostolică biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va veni. Amin. Doamne Iisuse, Tu ai spus: aceasta este viața veșnică, să te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis. Ne rugăm astăzi în inimă acest îndemn și vrem să-L urmăm. De aceea ne îndreptăm spre Tine, cerându-Ți ajutorul și spunem: Doamne, fii lumină pentru pașii noștri! Doamne, fii lumină pentru pașii noștri! Fă ca Biserica să transmită mesajul Evangheliei la oamenii de astăzi și prin mijloacele moderne. Doamne, fii lumină pentru pașii noștri! Ajută-ne să ne folosim toate energiile și cunoștințele pentru a răspândi cuvântul Tău în lume. Doamne, fii lumină pentru pașii noștri! Pentru ca mijloacele de comunicare socială să răspândească cunoașterea adevărului și a binelui, pentru a favoriza stima, iubirea și ajutorul în reciproc. Doamne, fii lumină pentru pașii noștri! Pentru ca lucrătorii mass media să fie întotdeauna
căutători umili și slujitori ai adevărului. Doamne, fi lumină pentru pașii noștri. Învață-i pe creștini să utilizeze mijloacele de comunicare socială cu scopul de a te cunoaște mai mult pe tine. Doamne, fi lumină pentru pașii noștri. Internetul este un mijloc la care au acces mulți oameni. Trezește în ei acea sete care este potolită doar de cuvântul Tău. Doamne, fi lumină pentru pașii noștri. Pentru ca în familii să se redescopere importanța rugăciunii făcute împreună, ca moment de unitate și de dialog profund între membrii ei. Doamne, fi lumină pentru pașii noștri. Și acum să adăugăm în gând fiecare intențiile bune cu care am venit la Sfânta Biserică. Ca Dumnezeu să împlinească aceste gânduri și intenții bune, să ne rugăm. Doamne, fi lumină pentru pașii noștri. Părinte Sfânt, care ne-ai chemat să-L vestim pe Hristos în orice colț al pământului, fă să folosim în așa fel mijloacele de comunicare, încât numele Tău să fie cunoscut. Prin Hristos, Domnul nostru. Amin. Se face astăzi în dieceza de Iași este pentru susținerea presei și a mijloacelor de comunicare. De aceea vă îndemnăm să fiți mai generoși, mai ales că avem intenția să facem un studio nou de radio. Rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Să primească Domnul jertfa din mâinile tale, spre lauda și mărirea numelui Său, spre folosul nostru și al întregii Sfintei sale Biserici. Primește, Doamne, rugăciunile credincioșilor Tăi, împreună cu darurile pe care Ți le oferim, pentru ca, îndeplinindu-ne cu iubire aceste îndatoriri de copii ai Tăi, să putem ajunge în mărirea cerească, prin Hristos, Domnul nostru. Amin. Domnul să fie.
fie cu voi. Și cu Duhul tău. Sus inimile. Le ave la Domnul. Să-i mulțumim Domnului Dumnezeului nostru. Vrednic și drept este. Cu adevărat vrednic și drept este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul. Ție, Doamne, Părinte Sfânt, atotputernic, veșnic Dumnezeu, căci Domnul nostru Iisus Hristos, biruitor al păcatului și al morții, se înalță la cer în admirația îngerilor și este primit ca regele măririi, mijlocitor între Dumnezeu și oameni, judecător al lumii și stăpân a toată puterea. Înălțându-se la cer, el nu se desparte de neamul omenesc, ci ne întărește speranța că și noi, care facem parte din trupul său, îl vom urma și vom ajunge acolo unde deja se află el, care este capul și viața noastră. De aceea, întreaga omenire, mărturisind adevărul învierii, tresaltă de bucurie. Împreună cu puterile cerești și corurile de îngeri, cântăm și noi imnul măririi tale, zicând fără încetare. Domnul
Sfânt ești cu adevărat, Doamne, și pe bună dreptate te laudă toată făptura, căci prin Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, și prin lucrarea Duhului Sfânt, însuflețești și sfințești întregul univers și fără încetare aduni poporul Tău, pentru ca de la răsăritul soarelui până la apus să îi se aducă numelui Tău jertfă curată. De aceea, Doamne, Te rugăm cu umilință să sfințești prin Duhul Tău darurile pe care Ți le oferim, pentru ca ele să devină trupul și sângele Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, din a cărui poruncă celebrăm aceste taine. Căci El, în noaptea în care era vândut, a luat pâinea și, mulțumindu-ți, a binecuvântat-o, a frânt-o și a dat-o ucenicilor Săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți. Acesta este trupul Meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și mulțumindu-ți, l-a binecuvântat și l-a dat ucenicilor Săi, zicând: luați și beți din acesta toți. Acesta este potirul sângelui Meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea Mea. Misterul credinței. Moartea Ta, Doamne, ovestim, și mirea Ta, o mărturisim. Doamne, de moartea Ta, așadar, Doamne, pătimirea aducătoare de mântuire a Fiului Tău, precum și minunata Lui înviere din morți și înălțare la cer, și așteptând a doua Lui venire, Îți oferim cu mulțumire această jertfă vie și sfântă. Te rugăm, privește cu bunătate la darul Bisericii Tale și, recunoscând în El jertfa prin care ne-ai împăcat cu Tine, dă-ne nouă celor care ne hrănim cu trupul și sângele Fiului Tău harul, ca din plinătatea Duhului Sfânt să devenim un singur trup și un singur suflet în Hristos. Duhul Sfânt să facă din noi un prinos veșnic, ca să dobândim moștenirea cerească împreună cu aleșii Tăi, mai întâi cu prea fericita Fecioară născătoare de Dumnezeu, Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și cu toți sfinții,
prin a căror mijlocire sperăm să fim întotdeauna ajutați de Tine. Te rugăm, Doamne, ca această jertfă a împăcării noastre să fie spre pacea și mântuirea lumii întregi. Binevoiește-a întări în credință și dragoste biserica Ta peregrină pe acest pământ, împreună cu slujitorii Tăi, Papa nostru Francisc și episcopul nostru Iosif, cu toți episcopii, cu întregul cler și cu tot poporul pe care ți l-a dobândit Fiul Tău. Ascultă, Doamne, cu îndurare rugăciunile acestei familii pe care ai adunat-o în fața Ta. Întoarce-i la Tine, Părinte milostiv, și pe toți fiii Tăi risipiți pretutindeni, pe frații noștri răposați și pe toți drepții care au trecut din această lume, primește-i cu bunătate în împărăția Ta cerească, unde nădăjduim să ne bucurăm și noi de apururi de mărirea Ta împreună cu ei, prin Hristos, Domnul nostru, prin care Tu dăruiești lumii tot binele. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, Ție, Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu toată cinstea și mărirea în toți vecii vecilor. Amin. Și acum să ne unim glasurile înălțându-le spre cer și spunând împreună rugăciunea copiilor lui Dumnezeu, acea rugăciune pe care ne-a învățat-o Iisus, prezent în mijlocul nostru. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zile, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, Te rugăm, Doamne, de toate relele, și binevoiește a da pacea în zilele noastre, pentru ca ajutați de milostivirea Ta să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Căci a Ta este împărăția și puterea și mărirea în veci. Doamne Iisuse Hristoase, care ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința bisericii Tale, ci binevoiește ai dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Amin. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Și acum, printr-o înclinare a capului, uitându-vă la dreapta și la stânga, cum voi zedea că facem noi, arătați-vă iubirea frățească. Oh.
Ecce Agnus Dei, iată mielul lui Dumnezeu, iată-l pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Gustați și vedeți cât de bun este Domnul. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, dar spune numai un cuvânt și se va tămădui sufletul meu. Trupul lui Hristos. Amin. Iisuse, Tu dorești nespus al nostru.
Să ne rugăm. Ascultă-ne, Dumnezeule, mântuirea noastră și dă-ne încredere neclintită că prin aceste taine preasfinte întregul trup al bisericii va ajunge la gloria la care a ajuns Hristos, capul ei, prin Hristos, Domnul nostru. Amin. Iubiți credincioși, vă rețin atenția cu câteva anunțuri. Așa cum s-a spus deja astăzi, este a 54-a zi mondială a comunicațiilor sociale, iar la nivel diecezan este ziua presei. Prin urmare, colecta de astăzi pentru presă va avea ca scop dotarea acelui studio de radio al diecezei noastre pe care dorim să-l creăm. Vă mulțumim pentru toate ofertele și pentru toată susținerea dumneavoastră generoasă. Săptămâna aceasta, ultima din luna mai, vă așteptăm în fiecare zi la ora 17 să o cinstim pe Preacurata Fecioară Maria prin recitarea Sfântului Rozariu, iar la ora 17:30 prin devoțiunea mariană. De asemenea, vă invităm miercuri și vineri, începând cu ora 19, să urmăriți catehezele Preasfințitului Iosif despre Sfânta Liturghie, iar joi, după liturghia de seară, vă invităm să parcurgem pentru ultima oară în acest timp pascal devoțiunea Căii Luminii. Duminica viitoare avem sărbătoarea Rusaliilor, coborârea Duhului Sfânt, sărbătoare cu care se încheie timpul sfânt al Paștelui. În ajunul sărbătorii, sâmbătă 30 mai la ora 19, vă invităm să participăm împreună la o priveghere de rugăciune care va fi pregătită și susținută de tineri. Cutiuțele cu ofertele dumneavoastră din timpul postului mare, care sunt un gest de caritate față de copiii nevoiași din misiunea pe care dieceza noastră o desfășoară în Africa, pot fi aduse fie în cursul săptămânii la biroul parohial, fie depuse duminica viitoare în acea cutie a speranței mai mare din catedrală. Dorim să creăm un grup oficial de lectori, de slujitori ai Cuvântului lui Dumnezeu, pentru o proclamare cât mai rodnică a lecturilor sfinte la principalele liturghii și celebrări. Aceia dintre dumneavoastră care consideră că pot să desfășoare această slujire în comunitate, sunt rugați să completeze formularul care se găsește pe site-ul parohiei amdis.ro sau să treacă pe la biroul parohial. Dorim în felul acesta să dăm curs invitației Preasfințitului Iosif de a ne îngriji cât mai bine de celebrările din catedrala noastră pentru a fi un model demn de urmat pentru parohiile din întreaga dieceză. Vă spunem încă de pe acum mulțumim pentru disponibilitatea de a vă pune în valoare calitățile dumneavoastră și slujirea în acest sens. Până la noi precizări, Sfintele Liturghii se vor celebra în continuare în acest fel, în aer liber, credincioșii trebuind să respecte distanța de siguranță și să poarte masca de protecție. În afara celebrărilor, în catedrală se poate intra oricând pentru o vizită și o rugăciune personală. Vă dorim o duminică frumoasă în continuare, iar Hristos cel viu, înălțat la cer, dar prezent cu noi până la sfârșitul veacurilor, să vă binecuvânteze cu prezența sa. Hristos s-a înălțat. Înainte de binecuvântarea finală, profitând de ocazie, astăzi, așa cum ați auzit, este și Ziua Mondială a Comunicațiilor Sociale, dar și Ziua Presei la nivel local, vreau să aduc personal mulțumire și recunoștință, dar o fac și în numele dumneavoastră și a tuturor celor care au fost și sunt și vor fi în comuniune cu noi prin mijloacele de comunicare, recunoștință și mulțumire persoanelor care nu se văd, sunt îndărât
Astăzi am adus în față să-i vedeți, ați mai văzut dumneavoastră, al părintele Adrian Blăjuță, care este responsabilul principal al oficiului pentru mass media al diecezei noastre. Apoi sunt și alte persoane, le număr, e bine măcar o dată pe an ca să știm cine lucrează și ne facilitează participarea noastră la Sfintele Slujbe și aprofundarea cuvântului și învățăturii creștine. Părintele Cristi Diac, predicatorul de astăzi, sora Lenuța Băcăuanu, domnul Silviu Dogariu, domnul Ovidiu Bișoc, doamna Camelia Cuzuc, domnul Eduard Lucaci, domnul Silviu Jitaru, domnul Adrian Cuba, fotograful, și sigur alți colaboratori, părintele Iosif Enășoaie și mulți alții care colaborează pentru ca dumneavoastră și noi toți să avem la îndemână cuvântul lui Dumnezeu, celebrările sfinte pentru a-L preamări pe Dumnezeu, care merită toată cinstea și închinarea noastră. Dumnezeu să-i răsplătească și să le facă munca rodnică în continuare. Domnul să fie cu voi și cu Duhul tău. Să fie numele Domnului binecuvântat de acum și până via. Ajutorul nostru este în numele Domnului, care a făcut cerul și pământul. Să vă binecuvânteze atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Amin. Liturghia s-a sfârșit, mergeți și trăiți în pace. Mulțumim lui Dumnezeu. Stăm în față la Regina Celi, Regina Celi, de tare, de tare, de tare. Aleluia, aleluia, și te înveselește, Fecioară Marie, aleluia! Domnul a înviat, aleluia, aleluia! Să ne rugăm, Dumnezeule, care ai binevoit să îmbucuri lumea prin învierea Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, să ne rugăm ca prin născătoarea Lui, Fecioară Maria,
să dobândim bucuria vieții veșnice, prin același Hristos, Domnul nostru. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, precum era la început și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, precum era la început și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, precum era la început și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Îngerea lui Dumnezeu, care ești păzitorul meu, luminează-mă astăzi, păzește-mă, povățuiește-mă și ocrotește-mă pe mine, care sunt încredințat ție prin mila lui Dumnezeu. Amin. Cu blândul Iisus, să ne binecuvânteze Fecioara de Sus. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh,